Este așadar Breaking News la Euronews România, doamnelor și domnilor, după anunțul lui Joe Biden, care s-a retras din cursa pentru președinția Statelor Unite ale Americii și a menționat că o va susține pe vicepreședinta sa, Kamala Harris. În replică, ea a subliniat că va câștiga pe drept nominalizarea democraților și că îl va învinge pe Donald Trump. La rândul său, acesta a reacționat imediat și l-a numit pe Biden cel mai slab președinte din istorie. Liderul republicanilor a mai adăugat că, citez, Kamala Harris va fi și mai ușor de învins decât Joe Biden. Iar J.D. Vance, candidatul republicanilor pentru funcția de vicepreședinte, a reacționat și el pe Twitter: El și Trump vor salva America, indiferent cine este candidatul democraților la președinție, a scris Vance. Joe Biden a făcut anunțul retragerii printr-o scrisoare către americani, dar și cu o postare pe platforma X adresată democraților. În mesaj a subliniat că își va duce mandatul până la capăt și a menționat că se va adresa națiunii pentru a da toate detaliile decizii sale. A fost cea mai mare onoare a vieții să slujesc drept președinte și, deși intenția mea a fost să caut să fiu reales, cred că este în interesul partidului meu și al țării să mă retrag și să mă concentrez exclusiv pe îndeplinirea îndatoririlor de președinte pentru restul mandatului. În mesajul către democrați, Biden a precizat că o susține pe Kamala Harris. Prima mea decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Astăzi vreau să ofer întregul meu sprijin Kamalei pentru a fi nominalizat a partidului nostru în acest an. Vicepreședinta i-a mulțumit lui Joe Biden și s-a declarat onorată de susținerea lui. Intenția mea este să merit și să câștig această nominalizare. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a uni Partidul Democrat și a ne uni națiunea pentru a-l învinge pe Donald Trump și agenda sa extremă, a scris Harris într-un comunicat de presă. Reacția contra candidatului republican a venit imediat după anunțul retragerii. Donald Trump l-a catalogat pe Joe Biden drept cel mai corupt și a publicat pe rețeaua sa socială un mesaj în care susține că acesta nu era apt să candideze la postul de președinte și, cu siguranță, nu este apt să ocupe nici această funcție. În plus, el le transmite americanilor că au suferit mult de pe urma președinției Biden, dar că va remedia daunele foarte repede.